Mă iubește sau nu? Asta e întrebarea fundamentală. Dacă ai dubii despre acest fapt, descoperă în acest material. Cum să îți dai seama dacă o persoană te iubește? Trebuie să ții cont, în primul rând, de faptul că noi nu ne putem baza pe ce spune o persoană. Aud des bărbați și femei care spun: dar mi-a zis că mă iubește și pe urmă m-a părăsit. Trebuie să realizezi că ceea ce spune o persoană contează foarte puțin. Contează ceea ce face. Important este comportamentul acelei persoane față de tine. Haideți să vedem împreună care sunt comportamentele care demonstrează că acea ființă cu care interacționăm ne iubește. Mai întâi sunt o serie de comportamente non-verbale pozitive, care practic să evidențieze acest lucru. Trebuie să manifeste sau să îți dea semnale de gratitudine, de plăcere în jurul buzelor. În schimb, dacă te refuză sau respinge, aceste gestualități se manifestă împrejurul nasului. Dacă acestea din urmă se manifestă des atunci când te vede, înseamnă că nu te suportă. În schimb, dacă își mușcă buzele și le umezește, deja ai un non-verbal important în avantajul tău. Dar mai apoi trebuie să existe comportamente reale care indică faptul că această persoană te iubește. Unul dintre acestea e că pentru tine e disponibil să facă lucruri care pentru alții în mod normal nu le-ar face. E disponibil să fie complementar exigențelor tale. E disponibil să te ajute, să renunțe la comoditățile sale pentru tine. Faptul că nu e posesiv e un alt limbaj al iubirii. Noi des confundăm iubirea cu posesul. Cine se demonstrează gelos, posesiv, etc., nu vrea să te iubească, vrea să te controleze și te vede mai mult ca pe un obiect. Cine te iubește, dorește oricum ca tu să fii fericit sau fericită și acționează în sensul fericirii tale. Deci face lucrurile care știe că îți plac pentru a te face fericit. Un alt factor e că îți dedică ție atenția. Nu direcționează privirea pe alte femei când e cu tine. Nu vede alte oportunități. Are ochii doar pentru tine. Te invită des pe la el. Adică vrea să petreacă cât mai mult timp cu tine și nu doar ca obiectiv finalizat de natură sexuală, ci pentru plăcerea pură de a sta cu tine. Iar la nivel energetic simte o bucurie de a sta lângă tine. Se arată afectuos, caută contactul fizic, mângâierea, gingășia, fără a avea un obiectiv la final. Mai apoi caută să te valorizeze, să valorizeze calitățile tale. Nu te denigrează, dezvoltă autostima ta, nu o micșorează. Dacă face asta, nu te iubește. Astea sunt faptele care cu adevărat contează. Îmi zicea cineva: wow, mi-a dat like, atunci înseamnă că mă iubește. Like-ul îl dai într-o secundă, fără să te gândești măcar. Am spus, importante sunt faptele și nu cuvintele. Iar când ești îndrăgostit sau carent de afect, needless, cum zic americanii, atunci percepi orice gest al partenerului ca pe ceva sublim și plin de iubire, când în realitate este un gest firesc. Astea sunt dovezile adevărate de iubire. Restul sunt manifestări de iubire, narcisistă la femei sau sexuală la bărbați. Bine, suflet fain, alege să iubești frumos și să mă susții cu un like și un share, fiindcă poate vei ajuta și pe altcineva. Ne vedem curând!